Telecom este cel mai mare fan al afacerilor mici din România și le susține printr-o nouă campanie. Postează pe profilul tău despre afacerea ta mică preferată, dă-i un tag și folosește și hashtag-ul #FanAfacerMici și împreună le vom face numele auzit. Bună și bine v-am regăsit la o nouă ediție a ZFA IT Generation, emisiunea în care vrem să vă prezentăm atât idei fresh de startup-uri tech, cât și poveștile antreprenorilor care deja au avut succes, dar și programele și inițiativele care susțin acest ecosistem de startup-uri de pe plan local. Astăzi eu am alături de mine pe Georgiana Vlășceanu, care este program manager al preacceleratorului Step Forward. Bună, Georgiana! Salutare, bine te-am găsit! Povestește-ne un pic despre această inițiativă a voastră de a susține startup-urile de tehnologie din România. Povestea începe acum un an. Prima ediție a preacceleratorului nostru s-a întâmplat în 2019. Motivația principală a venit de la program directorul nostru, Alexandra Angel, care a avut un traseu destul de mare și prin alte preacceleratoare din lume și și-a dat seama cumva că în România nu există niciun program care să susțină diversitatea. Și aici cumva a venit și palierul 2. Eu activam destul de mult în zona aceasta de IT și cum să mărim numărul de fete în zona tehnică și atunci, având în vedere că a fost o direcție crescătoare, odată ce nu avem suficiente fete în să zicem așa, în facultate, probabil nici în zona startup-urilor. Prima ediție a preacceleratorului cam asta a vrut să aducă în prim plan și misiunea lui a fost să menționeze faptul că avem nevoie de mai multe role models. Și a pus accent pe diversitatea de gen. Anul acesta, cumva, ne dorim să extindem această diversitate și aducem în discuție și alte paliere, cum ar fi localizare, etnie, vârstă, identitate sexuală și multe altele. Pe de altă, mi se pare super important să aducem cât mai multă diversitate, tocmai în ideea în care să avem de unde aduce acele idei creative, acele idei crețe pe care să le folosim în startup-urile de mâine. Plus, a doua palieră, să zicem așa, ar fi ideea că în acest moment sunt foarte mulți antreprenori cu experiență, foarte mulți investitori care au parcurs anumite stagii și e destul de ușor să începi un startup, dar este mai greu să continui. Și atunci ne-am dorit să oferim comunității un program care să ajute startup-ul la început de drum, pe urmare a acestor mentori experimentați, să aducă acea plus valoare de care avem nevoie. Până la urmă, noi zicem că este un preacceleratur al comunității, pentru că avem 47 de mentori care sunt fully committed și se dedică benevol la tot ce înseamnă acest preaccelerator. Din ce domenii sunt mentorii? Adică în ce domenii activează ei? Pe ce zone îi trăinuiesc pe cei care încep un start? Super, este o întrebare super bună. Noi avem, să zicem așa, trei direcții aici. Avem partea de mentori care sunt antreprenori de profesie, dacă am putea spune așa, care au reiterat și sunt la al treilea startup. Aici aș putea aduce în discuție pe Mihai Rotaru, cel care a fost executivul la Clever Taxi și acum este un serial antreprenor până la urmă. Raluca și Bogdan Apostol de la Nestor App, care au participat la Y Combinator în 2018. Ciprian Borodescu, care a participat cu Morphle anul trecut la Techstars Montreal. Practic sunt o serie de oameni care au habar ce înseamnă un program de accelerare și ce presupune activitatea per se. Apoi mergem pe a doua parte de industry professionals, cei care au acel know-how tipic pe o anumită direcție și aici aș aduce în discuție pe Ignaz Carlat, care este country manager la Revolut. Și o a treia categorie sunt investitorii, practic, care îi învață sau le dau câteva ponturi ce înseamnă o investiție, când este cazul să ceară o investiție și care sunt punctele cheie.
Cam astea ar fi așa trei direcții și trei tipuri de conexiuni pe mine, cu care le am cu mentori. Plus, acești mentori sunt dedicați pe anumite activități cheie. De exemplu, pentru partea de workshop-uri, avem un mentor care ghidează tot acest proces de învățare, plus sesiunea a doua, care pune accent foarte mult pe zona aceasta de hands-on. Practic, tu la finalul, să zicem așa, workshop-ului ar trebui să fii capabil să ai anumite puncte cheie pe care poți să le aplici pe ideea startup-ului tău. Bineînțeles, mai avem aici și zona de speed mentoring. Cu alte cuvinte, ai parte de un feedback constant de mai mulți mentori în porțiuni foarte scurte și atunci trebuie să ieși puțin din zona ta de confort și să spui exact ce vrei să faci, care e motivația ta și care sunt putele cheie și să iei feedback pe ideea ta. Și anul acesta m-a introdus și noțiunea aceasta de lead mentor. Practic, acest lead mentor este un mentor dedicat echipei tale care te ajută pe parcursul celor 8 săptămâni să vezi exact ce ai de îmbunătățit, care este progresul tău de la săptămână de la săptămână și să te ajute punctual la ce dificultăți ai în momentul respectiv. Ok, deci acestea ar fi practic activitățile pe care le au startup-urile. Am intrat puțin și în zona de activități, este adevărat. De ce? Pentru că acești mentori sunt implicați în cadrul programului, să zicem așa, Day by Day. Și atunci este super important să punctăm că tu practic vei lucra cu niște oameni care au trecut prin aceeași pași pe care ești tu acum și poți să-ți dea sfaturi care sunt aplicabile. Ai spus că durează 8 săptămâni programul. Te-aș întreba cum selectați startup-urile, care este procesul de selecție, criteriile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a intra în preaccelerator. Noi în acest moment suntem în perioada de înscrieri. Aceste potențiale startup-uri se pot înscrie până pe 31 august. Această înscriere, practic, e de completat un formular cu mai multe informații despre echipă și despre prototipul pe care îl au sau ideea în cazul în care nu au un prototip. Și după acest pas vor fi selectați pe un shortlist. Acest shortlist, practic, este realizat de către noi, echipa Stafford, împreună cu echipa de lead mentors, cei care vor lucra îndeaproape cu startup-urile și în cazul acele office hours. Și câte anume sunt selectate? Sunt 10 echipe selectate. Noi ne dorim la sfârșit să avem 20 de echipe pe un shortlist și pe baza acestui shortlist să intrăm în etapa a doua de interviuri. Și aici aș adăuga, ca să treacă de această perioadă de înscriere, există și anumite condiții de eligibilitate. Practic, noi ne dorim să avem echipe diverse. Ce înseamnă asta? Echipe care au în componență 2-4 persoane care cumva să demonstreze faptul că sunt diverși. Nu este un factor, să zicem așa, în cazul în care nu ai niciun punct, nu ești eligibil, dar ai mai multe șanse să ajungi pe acel shortlist. Și aici la criterii de eligibilitate și ce înseamnă divers pentru noi, aș adăuga faptul că poate exista un echilibru de gen, asta înseamnă că sunt și pe partea asta de gen, și de etnie, și de vârstă, și de abilități, să demonstrezi, practic să ne demonstrezi faptul că acea idee sau acel prototip poate fi construit pe baza experiențelor voastre ca echipă, practic să aveți skill-uri complementare și până la ideea de echilibru în alte sensuri. Aici aș putea și faptul că nu este important 100% să fie o echipă de 2-4. Anul trecut, de exemplu, am avut destul de multe persoane care au fost sole founders. A funcționat și așa, numai că dificultatea principală vine în momentul în care intri și în program și îți dai seama că de unul singur nu poți să construiești un startup care să fie și viabil, care să și crească și atunci din start o să îți dai seama, cel puțin și pe baza feedback-ului în trecut, majoritatea și-au dat seama că au nevoie de o persoană, două, care să-i ajute în acest
practic și-au luat un cofondator, așa la nivel de feedback de anul trecut, lucru care cumva ne mândrim cu el. Au fost, din toate interacțiunile acestea cu mentor, că până la urmă mentorii fac programul acesta unic și toate conexiunile pe care se întâmplă aici, au fost câteva echipe care au păstrat legătura cu mentorii, o parte din ei, bineînțeles, și chiar sunt discuții în acest moment pe zona de a transforma acel mentor într-un advisor pentru startup-ul lor, ceea ce pentru noi este un, să zicem așa, un punct de succes. Poți da câteva exemple de startup-uri care au urmat programul vostru anul trecut? Ce fel de idei au avut și unde se află acum în evoluție? Super! Epic Visit, practic noi anul trecut am avut pe mai multe industrii și am observat două direcții. O direcție în care erau deja o echipă care construia care oferea un serviciu și au vrut să facă această transformare în produs și persoanele care au vrut efectiv să facă o deconectare a ce înseamnă viața de companie. Noi ne-am orientat foarte mult către zona aceasta de young professional și probabil în acest caz am ajuns în acest sector. Iar la nivel de industrie am avut de la industrie de, să zicem așa, actorie, partea de casting până la HR, fintech, travel și well-being, așa niște inclusiv mobilitate. O să dau patru exemple. De exemplu, Epic Visits este o platformă de rezervare online care găzduiește experiențe tematice și neconvenționale. Ei au lansat în această primăvară o primă versiune a site-ului și sunt în continuare în căutare de spații tematice. Aici aș aminti și Hey Be Well, care este o aplicație care oferă, care pune în contact specialiști și utilizatori care vor să-și bunătățească stilul de viață prin anumite cursuri punctuale pe nutriție, pe zona asta de mindfulness. Un alt, să zicem așa, success story este The Cast List. E platformă de casting, zice Andreea, all-in-one, care funcționează ca punct de întâlnire pentru actori și zona aceasta de registru și producători. Vestinda e aplicația ce propune un mod de învățare și înțelegere a investiției pentru mileniali. Și ultima pe care o amintesc în acest moment este Zoom Report. E o platformă web care te ajută să explorezi datele într-o anumită zonă din România și te ajută să găsești anumite statistici. În felul acesta economisești foarte mult timp și iei niște decizii în cunoștință de cauză. Aceștia au o platformă funcțională și poți să-ți faci un cont și să vezi diverse statistici referitoare la... Avem un exemplu foarte drăguț, că până la urmă industria anunților și botezilor e destul de mare și ca să vezi care este dinamica într-o anumită zonă, poți să cauți în Brașov și vezi dacă poți să-ți relocrezi afacerea. Asta ar fi așa o idee super simplă. În momentul în care lucram cu ei, unul dintre startup-uri a avut parte de prima rundă de investiție. În acest moment noi suntem încă un startup care caută investiție. Cumva în perioada aceasta, dat fiind și cu pandemia, lucrurile n-au avut un trend atât de dinamic cum era înainte, dar sunt puși pe treabă și sunt sigură că o să ajungă super repede să facă multe lucruri faine. Care era scopul inițial al vostru? Acesta de a suplini cumva lipsa programelor de preaccelerare din România, cumva să-i pregătiți și în cazul în care sunt acceptați în afară, în cadrul unui accelerator? Lucrul cert este că în acest moment în România sunt destul de multe oportunități de educație antreprenorială, programe de incubare, poate și acceleratoare. Ce ne-am dorit noi să ajungem cu acest mesaj de diversitate și
faptul că ne-am dorit efectiv să creăm un program al comunității. Pe lângă asta, scopul prim al pentru startup-uri a fost să oferim acele cunoștință palpabilă care poate fi aplicată, care să-i ajute să-și facă o strategie go-to-market. Și, bineînțeles, scopul nostru îndelungat este să pregătim aceste echipe și să aibă posibilitatea la un moment dat să ajungă să prindă în urmă, să aibă o investiție și să crească, plus varianta aceasta să fie potrivită pentru anumite acceleratoare de top din Europa și poate și de pe alte continente. Cum ați pornit, cum susțineți proiectul? Aveți fonduri proprii, cum îl sponsorizați, finanțați în prezent? Este un program care este organizat de Tech Hub în acest moment și este susținut de Google for Startups. Practic, aceasta este forma noastră de finanțare astfel încât să facem lucrurile să se întâmple. Având în vedere că este un program de preaccelerare, nu avem un program de finanțare și pentru startup-uri. Ne dorim la un moment dat să se întâmple lucrul acesta, dar în acest moment suntem la acest stadiu. Acum, cât mai durează procesul de selecție? Când va începe programul de anul acesta pentru startup-uri? Începem pe 28 septembrie și durează timp de 6 luni. Și ne propunem pe 23 noiembrie să avem Demo Day-ul, care este practic un eveniment online în acest caz, care să-i aducă startup-ul în prim plan și să fie un showcase pentru tot ce au făcut în acest program. Cu ce vine nou această ediție de anul acesta? Este o întrebare super bună. Anul acesta am avut mai multe challenge-uri până la urmă, dat fiind și contextul pandemiei. Noi făceam acest program offline și asta înseamnă toate sesiunile au face-to-face. Tot ce s-a întâmplat a fost foarte, să zicem așa, autentic, pentru că a fost conexiunea aceea umană și altfel se leagă relațiile în offline. Și atunci, pentru noi, provocarea principală anul acesta este să aducem content valoros în sesiuni cât mai condensate. În vedere că o să fie online, lucrurile nu vor fi la fel de flexibile. Și atunci nu vrem să legăm participanții de un laptop timp de o zi întreagă cu sesiuni. Ne dorim ca activitățile să fie destul de scurte. Asta înseamnă din start că o să fie un context valoros foarte condensat, tocmai ideea în care să se prindă esențialul. Doi la mână, noi și anul trecut încercam după fiecare săptămână să vedem care este feedback-ul săptămânii în curs ca să putem să îmbunătățim următoarea săptămână, având în vedere că până la urmă era o conexiune destul de bună între noi și mentor, puteam să discutăm destul de liber care este stadiul startup-urilor și cum anume putem să le îmbunătățim experiența pe parcursul săptămânilor. Și asta o să facem și acum, dar e cumva mai greu și încă învățăm și noi care ar fi cele mai bune variante să intrăm în mindset de online. Și cu toate astea tot ne gândim la ce activități am putea să adăugăm de grup, aici mă refer, ca să fie pe baza nevoilor lor, având în vedere că indiferent cât de mult spunem că acceptăm doar startup-uri care au o idee validată și prototip, vor fi la stadii diferite. Și atunci focusul nostru este ca să oferim content de calitate pentru toate acele startup-uri care nu sunt poate chiar la același nivel. Și atunci asta o facem în felul următor. Majoritatea sesiunilor noastre vor fi de o oră jumătate, în care, practic, luăm exemplul workshop-urilor. Să fie un workshop destul de scurt cu informația condensată. După aceea, să fie o perioadă scurtă în care poți să-ți faci anumite lucruri punctuale. Fie, practic, după fiecare workshop, tu o să ai o listă de assignment, ce anume poți să lucrezi în perioada până la feedback. Și după aceea o să ai o sesiune one-to-one cu acel mentor
care ai lucrat la workshop pentru a avea feedback pe assignment-ul respectiv. Și din start, practic, noi mizăm foarte mult pe conexiune, dar în același timp trebuie să și lucrăm în perioada aceasta. Pe lângă asta și zona aceasta de speed mentoring. Înainte ne întâlneam cu toții, 10 mentori, 10 startup-uri, 10 mese și de 20 de minute fiecare o discuție intensă și după mergeam la următorul. Acum, având în vedere context online, ne-am încadrat mai puțin timp, 5 mentori într-o zi în care vorbești doar cu 5 startup-uri și vedem exact cum funcționează lucrul acesta. Ați luat deja feedback în ceea ce privește aceste măsuri pe care le-ați luat? Sunt la fel de deschise startup-urile și către aceste sesiuni online, având în vedere că situația ne obligă? Cu startup-urile nu, în schimb cu mentorii am povestit fiecare schimbare pe care am planificat-o, având în vedere că toate workshop-urile sunt ținute de mentor din program. În perioada aceasta am povestit cum anume putem să facem lucrurile să funcționeze online și inclusiv pregătim anumite materiale de partea aceasta de facilitare a conținutului în mediul online. E o provocare pentru noi toți, pentru că până la urmă e greu să replici un anumit eveniment din offline-online. Merită încercat și reiterat. Tocmai de aceea, cumva, noi punem foarte mult accent și pe partea aceasta de feedback și cum anume să putem să îmbunătățim de la săptămână la săptămână lucrurile. Cam asta ar fi aici. Ce crezi că lipsește în prezent ecosistemului local de startup-uri? Ce ar trebui îmbunătățit? Pe ce zone și din ce părți? Poate autorităților, a investitorilor, fondurilor de investiții, mentorilor, astfel de programe? Noi ne-am gândit la stadiul ecosistemului în momentul în care am început să creăm un program. Și, practic, pentru noi, ce a lipsit cu desăvârșire a fost zona aceasta de cum anume o să scoți în prim plan persoane care să fie modele pentru generațiile ulterioare. Și asta a fost unul dintre motivele principale și motivația noastră principală să începem. Plus de asta, noi mizăm foarte mult pe zona de comunitate și mi se pare super important că odată ce ajungi într-un anumit punct, să dai mai departe din ceea ce știi, să dai mai departe din knowledge, să dai mai departe din entuziasmul pe care îl ai. Până la urmă, oamenii care sunt parte din comunitatea aceasta sunt oameni deschiși care vor să construiască în continuare și asta este super important. În principiu, sunt destul de multe povești de succes care sunt în acest moment și în programul nostru. Mă refer la mentori care au fost vizibili și în alte comunități. Și atunci, cam pe asta mergem noi destul de mult. Pe zona de experiență care este adusă de către antreprenori. La ediția trecută, ce ați observat? Unde aveau, să zic așa, cele mai multe lacune startup-urile? Unde a fost nevoie de mai multă muncă? Pe ce arii? Tematica noastră este zile generală. Pe de altă parte, noi zicem că mergem de la 0 to 1. De ce? Pentru că mergem prin toate etapele care ar trebui să fie importante pentru un startup la început de drum. Pe zona de conținut, la workshop-uri intrăm prima dată în zona de legal, chiar că poate în primă instanță nu te interesează foarte mult ce înseamnă nu intrăm în astfel de detalii, ne referim mai mult pe zona aceasta de ce înseamnă un IPO, de ce este necesar să ai un shareholder agreement între cofondatori. Mergem ușor-ușor către zona aceasta de clienți. Cum anume faci un interviu cu un client și cum îți validezi ideea, că până la urmă e necesar să știi dacă
mergi pe drumul acesta cu o idee bună sau e necesar să pivotezi, cum anume monetizezi prin workshop-ul de business models. Mergem inclusiv pe zona aceasta de product, cum anume creezi un story mapping și ajungem inclusiv în zona de sales și zona de fundraising, cum anume ridici fonduri. Toate lucrurile acestea se fac gradual și lucrurile se văd că fiecare startup poate avea la un moment dat, fiind la un nivel diferit, să aibă alte nevoi. Și atunci, în discuțiile de la Office Hours, ne dăm seama exact unde anume este problema, ce a funcționat pentru el, ce nu a funcționat și în cazul în care are nevoie de puncte de clarificare, din comunitatea noastră găsim persoana potrivită să aibă un one-on-one cu startup-ul respectiv, să vadă exact cum poate să-l ajute să iasă în acel impas. E greu să spun care este cea mai mare lagună, pentru că depinde foarte mult de dinamica echipei, de persoanele care sunt parte în echipă și care este, să zicem așa, care sunt abilitățile lor. O întrebare importantă la care cred că vor să știe răspunsul startup-urile este dacă acest program este gratuit sau trebuie să plătească un anumit tarif odată ce sunt selectate. Programul este total gratuit pentru startup-urile participante și, în vedere, sunt preaccelerator, cum am zis mai devreme, nu acoperim noi, practic, odată ce sunt parte din preacceleratori, dacă sunt anumite costuri la mijloc, dar având în vedere că este online, nu se pune problema de costuri, de transport sau alte lucruri de genul acesta. Toate cheltuielile sunt suportate de către noi aici, în ce înseamnă alte lucruri. Și o ultimă întrebare, Georgiana. Poți compara cum sunt aceste programe de preaccelerare aici, pe plan local, și cum sunt în afară, care sunt diferențele față de cele din vestul Europei sau din Canada, Statele Unite ale Americii? Cred că la nivel de dinamică este destul de asemănător. De ce zic asta? Pentru că foarte multe startup-uri de la noi se lansează nu numai pe piața din România și strategia go-to-market cumva a fost gândită de multe ori să fie vizată pentru anumite locuri. Din punctul meu de vedere, asta e o părere pur personală, depinde aici, se ține foarte mult de partea de finanțare, care sunt bugetele care rulează și care este accesul la oameni de valoare. Ceea ce la noi, cumva, lucrurile tind să meargă într-un crescent crescător și începe din ce în ce mai mult conexiunile să funcționeze. Poate în câțiva ani o să ajungem și noi mult mai mari pe piața aceasta, dar în acest moment sunt destul de multe startup-uri de succes care au plecat din România, sunt pe alte pieți și funcționează foarte bine. Corect, așa este, mai ales că avem marele exemplu, care acum este un model pentru mulți, și anume YPath, care a ajuns atât de mare într-un timp destul de scurt. Exact, și sunt foarte multe alte exemple, acum să aduc, probabil am mai menționat, Typing DNA și ei sunt destul de crescuți, Nestor App, care au și participat, unde avem și un mentor pe Raluca și Dan. Morphle, iarăși, un exemplu foarte bun care a trecut prin Techstars Montreal și cu pandemia au pivotat puțin. Sunt foarte multe puncte exemple și sunt sigură că vom contribui și noi la multe altele în viitor. Corect, începe să crească foarte mult ecosistemul de startup-uri de la noi. Bun, păi atunci așteptăm să vedem ce echipe vor intra anul acesta în preacceleratorul Step Forward. Așteptăm poate să le vedem și aici în cadrul emisiunii și ținem legătura. Mulțumesc frumos, Georgiana, pentru participare. Cu mare drag! Aceasta a fost ediția de astăzi a ZF IT Generation și nu uitați să ne scrieți pe adresa de mail zfitgeneration@zf.ro dacă aveți un proiect de startup tech. Seară bună!